Soacra mea m-a dat afară din casă chiar atunci când eram însărcinată. Am sperat până în ultima clipă că soțul meu va avea un cuvânt de spus și că-mi va lua apărarea. Dar el mi-a zis: am cunoscut un bărbat bun și iubitor, însă când am acceptat să mă văd cu el, nu am știut cât de mult era controlat de către mama lui. Ne-am căsătorit și am decis să ne mutăm în casa soacrei. Acolo am trăit împreună 2 ani, dar au fost 2 ani foarte grei. Soacra mea voia să fac totul așa cum își dorea ea. Simțeam că sunt o străină în acea casă, deoarece nu puteam să fac nimic așa cum îmi plăcea mie. Îmi amintesc că într-una din zile am văzut la magazin un covoraș de baie foarte frumos. Fără să stau pe gânduri, l-am luat și l-am adus acasă, apoi l-am pus la baie. Însă când soacra mea a venit, l-a strâns și și-a pus vechiul covoraș. Am plâns în acea zi când am văzut cât de crud era gestul ei. Ne comanda și pe mine și pe soțul meu. Însă începuse să-mi spună tot mai des că trebuie să-i fac un nepoțel, că vrea să fie bunică, că toate prietenele ei sunt bunici și că este și rândul ei. Nu era zi în care să nu mă preseze. După ce am rămas însărcinată, speram că lucrurile se vor îmbunătăți. Dar într-o zi, am avut o ceartă urâtă cu ea. A început să spună tot felul de lucruri despre mine, printre care și faptul că bebelușul sigur nu este al soțului meu. Cum poți să spui așa ceva, mamă soacră? Am întrebat-o printre lacrimi. Știu eu mai bine, a răspuns ea cu un ton tăios. Nu mă minți pe mine. Știu că te-ai întâlnit cu alții. Am fost șocată de acuzațiile ei. În acel moment, soțul meu era în cameră, tăcut. Spune ceva. Te rog. Nu o lăsa să mă acuze de asemenea lucruri. L-am implorat. E mai bine să pleci acum, mi-a spus el cu vocea joasă. Trebuie să ne calmăm toți. Ce? Adică mă alungi și tu? Am întrebat, simțind cum inima mi se frânge. Te rog, înțelege. E mai bine așa, a adăugat el. Am luat geanta și am plecat. Nu aveam unde să mă duc. Vă spun sincer că în acea noapte am dormit în gară. Am stat pe o bancă, în frig, plângând și simțindu-mă complet neajutorată. A doua zi dimineață, un polițist m-a găsit și, văzând starea în care eram, m-a dus la un centru pentru femei neajutorate. Am stat acolo o săptămână. Am plâns enorm. Ce s-a întâmplat, dragă? Mă întreba o doamnă de la centru. Soacra mea m-a dat afară din casă, am spus cu lacrimi în ochi. Și soțul meu nu a făcut nimic să mă apere. Într-una din zile, în timp ce stăteam în camera mea de la centru, am auzit o bătaie la ușă. Când am deschis, era soțul meu. Ochii lui erau plini de remușcări. Te rog, lasă-mă să-ți explic, a început el. Ce mai e de explicat? L-am întrebat, încercând să-mi ascund durerea. Am greșit, știu. Dar nu mai vreau să fiu comandat de mama mea. Am închiriat un apartament pentru noi. Vreau să începem o nouă viață, doar noi doi. Te iubesc și vreau să fim împreună. Dar cum pot să am încredere în tine după tot ce s-a întâmplat? Am întrebat, încă neîncrezătoare. Știu că am făcut greșeli, dar sunt gata să fac orice pentru a-ți recâștiga încrederea. Te rog, dă-mi o șansă, a spus el cu ochii plini de speranță. Am stat o clipă și l-am privit. Era bărbatul pe care îl iubisem mereu, dar care mă dezamăgise profund. Totuși, dorința lui de a face lucrurile să funcționeze și de a ne construi o viață împreună m-a impresionat. Bine, i-am spus încet. Dar să știi că va fi nevoie de timp pentru a vindeca toate rănile. El m-a îmbrățișat și mi-a șoptit. Îți promit că voi face totul pentru a te face fericită și pentru a ne construi împreună o viață frumoasă. Am plecat împreună din centru și am început să ne construim o nouă viață. Fără influența negativă a soacrei, lucrurile au început să meargă mai bine.
Am învățat să avem grijă unul de celălalt și să ne susținem reciproc. Această experiență ne-a apropiat și ne-a făcut să înțelegem cât de importantă este comunicarea și sprijinul într-o relație. Și deși drumul nu a fost ușor, am reușit să ne construim un cămin plin de iubire și respect. Am înțeles că uneori, pentru a găsi fericirea, trebuie să trecem prin încercări grele. Dar, cu răbdare și dragoste, putem depăși orice obstacol. Și așa, am reușit să transformăm un moment de cumpănă într-un nou început, mai puternici și mai uniți ca niciodată. Nu am primit-o pe soacra mea la noi. Îmi ajunsese tot chinul prin care mă făcuse să trec până în acea clipă. Soacra mea a avut și ea rolul ei. M-a făcut să-mi doresc să nu fiu niciodată ca ea. Mi-am promis că eu nu voi fi niciodată o soacră rea. Dacă ai ajuns până la finalul acestei povești, lasă o inimă și asigură-te că ne urmărești.